Numărul cadrelor didactice confirmate cu noul coronavirus crește în județul Olt. În ultimele zile, alte 4 cadre didactice din tot atâtea unități de învățământ au fost confirmate cu SARS-CoV-2, iar un altul a fost plasat în izolare ca urmare a contactului cu un caz confirmat. Avem 4 cazuri de profesori infectați la școala numărul 2 Caracal, la școala gimnazială Nicolae Titulescu, tot din Caracal, de asemenea la școala gimnazială Slătioara și la școala gimnazială Scărișoara. La școala gimnazială Rusănești avem un contact direct. Autoritățile sanitare din Olt au decis, împreună cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean, că nu se impune plasarea în scenariul roșu a unităților de învățământ în care predau profesorii infectați, ci doar a unor clase. Ele se alătură celor 4 care săptămâna trecută s-a stabilit adoptarea scenariilor 3 în care elevii învață online. Avem în continuare școala gimnazială Constantin Brâncoveanu Slatina, care funcționează în totalitate pe scenariul roșu, în sistem online. De asemenea, mai avem parțial la Colegiul Național Ion Minulescu, 3 clase, la Colegiul Național Radu Greceanu o clasă, la Liceul PS Aurelian Slatina o clasă, la Liceul Mihai Viteazu din Caracal o clasă. Indicele epidemiologic stabilit de DSP Olt pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din județ nu impune intrarea școlilor în scenariul roșu. Deciziile privind adoptarea sistemului mixt de învățământ sau acelui online au avut la bază doar cazurile apărute în unitățile școlare.